Vă salut, bine v-am regăsit. Am văzut că sunt atâtea știri șocante, atâtea fai de capul meu, îți vine să te dai cu capul de ziarele tipărite, câți mari profesioniști sunt, dar o să discutăm și de lucrul ăsta. Discutăm un pic despre meciul de aseară scurt, așa, doar ca trecem în revistă ca desfășurare, ca rezultat, victorie una peste alta, victorie meritată a Craiovei, pentru că a fost echipa care și la 2-2 a forțat mai mult. Probabil au și crezut până la final că pot învinge sau au simțit din teren că adversarul nu le poate pune atât de multe probleme încât să câștige, să piardă jocul. Și câștigă meritat la ultima fază a jocului. Vedem și declarația patronului de la Craiova care încearcă să ne spună că Marcovici va marca vreo 35 de goluri la anul lejer, așa. Păi, ca să marcheze 35 de goluri, în primul rând ar trebui să joace. Să joace titular, să joace etapă de etapă, să aibă continuitate în joc, în evoluții și așa mai departe. Marcovici care, și o să vorbim nu numai despre Marcovici, o să vorbim și despre Rareș Ilie, despre Petrila, despre alți doi jucători care ar merita să fie mult mai mediatizați decât Marcovici. Un Marcovici care are o traiectorie cât de cât asemănătoare cu cea a lui Petrila. Marcovici aparține de Craiova, e dat împrumut pe la Clinceni, unde nu face mai nimic sau aproape nimic, tot așa, pe final de joc, mai dă un gol, mai dar aveam impresia că vedem un jucător mai aproape de momentul retragerii decât de momentul debutului și momentul când îl introducea în teren Poenaru la Clinceni. Era așa un chin pentru ecranele televizoarelor mai cu diagonală mai mică, că nu încăpea. Nu încăpea în cadru, în imagine, Marcovici. În schimb, Petrila se duce de la CFR, unde apărea din când în când în echipă, se duce la Sepsi și e unul dintre cei mai buni jucători de la Sepsi. Își câștigă foarte repede locul de titular, poate și datorită regulii, dar în primul rând eu zic că datorită valorii pe care o are, se impune ca titular și devine un jucător care face diferența, care marchează, care la momentul respectiv, care marca, care era meci de meci în primul 11 și așa mai departe. Se întoarce Marcovi, se întoarce la Craiova, unde tot așa, din când în când, rare ori când e titular, chiar la un meci marchează două goluri, dar pe urmă dispare total și începe cu românismele specifice vârstei, am vrut să zic etniei, dar nu are nicio treabă una cu alta, vârstei și am văzut că vorbea un domn de pe la Craiova de acolo că Marcovici nu e român, că e venit de nu știu unde, de în Serbia și deci ar trebui să aibă dorința aia și răutatea aia sârbească să reușească. Nu, el are nonșalanța asta, heirupismul ăsta tipic românesc, dă două goluri, pe urmă se plimbă pe teren, pierde câteva baloane la rând și sfârșește prin a fi schimbat. Petrila începe cu Dan Petrescu, cu Șumudică titular, după care revine Dan Petrescu și așa cum bine știți cei care vă mai uitați la fotbal, că nu trebuie să fii mare cunoscător de fotbal ca să vezi că Dan Petrescu e un inamic al regulii ăsteia cu jucătorii tineri și preferă să-l aducă pe Culio la 114 ani de nu știu ce mai făcea prin Argentina, să-l bage direct în teren, spunându-ne cât e de bun Culio și mamă ce face Culio și ok, cât de bun a fost,
cât de multe a făcut, suntem de acord, dar în momentul de față e un bunicuț, între ghilimele, așa, pentru fotbal, adică e mai bun pentru meciurile de Old Boys decât pentru... Mai pentru o caterincă, mai pentru o inaugurare, mai pentru așa, 20 de minute cu prietenii. Iar Petrila devine nici măcar rezervă de lux, nu putem să zicem că e, că la unele meciuri e puțin mai mult decât rezervă, e spectator. Intra seară, marchează, își face treaba și îi mai dă așa o, cum să spunem, termeni fotbalistici, o palmă lui Dan Petrescu prin evoluția lui, nu la propriu. Și dovedește încă o dată, chiar dacă intră o dată la 3 etape, la 5, la 7, merită să joace mai mult. Nu știu dacă titular, netitular, rezervă, nerezervă, merită să joace mai mult, merită mai multe minute. Iar spre deosebire de Adiță, Păun, care de vreo 5 ani, 6 ani e tot speranță pe la CFR, iar cred că merită Petrila mai mult. Și mai sunt. Că decât să îi tot forțez pe jucători ăștia veniți din străinătate după 27-28 de ani, într-o străinătate în general, așa zic, unde n-au dovedit mare lucru și să-i forțez la nesfârșit așa gândindu-te că ce? Păi CFR-ul n-a mai vândut un jucător, de, ok, câștigă campionatul de 4 ani, o să-l câștige și al 5-lea, dar ați văzut cifrele contabile, bilanțul și așa mai departe, cu datoriile și cu... Păi, e groasă treaba. E groasă treaba și sunt milioane multe. Păi, pe cine să vândă? A, și cu portarul ăsta, cu Hindrik ăsta, sau cum îl cheamă, cu băiatul ăsta de... Am înțeles că la un moment dat declara că el vrea să se întoarcă în Ungaria, că acolo e visul lui, că... Păi, să fim serioși, la CFR e ușor să fii portar. Ai una pe meci, dacă o ai și pe aia, și cam atât. Și alea în ultimul timp nu prea le prinde. Dar aici putem să o punem un pic și pe seama tinereții. Poate nici nu s-o exprima foarte bine în limba română. Poate l-a luat gura pe dinainte prin Ungaria pe acolo că vorbește în maghiară și probabil se exprimă mai bine. Dar ce să vândă CFR-ul? Costache iar e dispărut total. Chiar nici nu mai știu de Costache, n-am mai auzit nimic de mult timp. Nu mai știu, mai joacă fotbal, nu mai joacă, e accidentat, e bine, sănătos. La fel, mai nimic. Petrila tras pe linie moartă de Dan Petrescu. Adiță e Adiță de vreo... Tot Adiță, mâine poine face 30 de ani și tot Adiță rămâne. În rest, pe cine? L-au mai vândut odată pe Bordeanu, pe nu știu unde, prin China, pe aia s-a întors înapoi. Și în rest, jucători trecuți de 30 de ani. Deac, 35, Camora, 35, Burcă, 30 și... cine? Mai ar trebui să mai joace Hoban din când în când. Da, eu cred că și Hoban ar avea mai multe minute decât Petrila. Și toată lumea ne omoară cu Marcovici, că a dat un gol aseară, că păi da, dar Marcovici... Bine, o să zică toată lumea, stai domne, că are altă conformație, că are conformația de sarma împachetat. Hai să mai terminăm cu asta, cu domne, că are masă musculară dezvoltată, că bă, o avea și are. Dar omul e gras. Omul e gras, e gras și pentru un pieton. Pentru un fotbalist profesionist de top, că a juca în divizia A să presupune că ești de top, sportiv de top, trebuie să arăți impecabil. Să fii în greutatea optimă, să te uiți pe hârtiile alea de la Centrul Național de Medicină Sportivă sau de la Policlinica din Craiova sau de la
Slatina, de la Caracal, de unde vrei tu, și să fii în greutatea optimă. Acolo spune clar, forță musculară, medie spre bună, bună spre foarte bună, greutate optimă, 66,8, 70, nu știu cât. Ai acolo o marjă de un kilogram, un kilogram și un pic. Masa musculară, țesut adipos, toate astea. Marcovici arată mai mult a bucătar, tot îi cocoloșim atât, sunt tineri, la noi sunt tineri până la 25 de ani, tot tineri sunt, în străinătate la 23 de ani sunt sătui de fotbal. La noi nu poate să joace că, tai domne, că e inconstant, bă, dar numai ai noștri sunt inconstanți, numai ai noștri sunt tineri. Păi vă la Hagi, joacă de-aia născuți prin 2004, bă, ăia nu mai sunt tineri, ăia de ce pot alerga 90 de minute și Marcovici nu poate 30. Înseamnă că e o problemă cu el. Și auzisem acum ceva timp când s-a întors de la Clinceni, îl auzisem pe tot așa un domn ăsta care e tot știutor pe la Craiova, pe acolo, domne că mănâncă pește, că a slăbit, că o să slăbească, bă, o fi slăbit, a ajuns și pe la echipa națională, s-o fi întâlnit iar cu Ceaunu, cu Tochitură și cu Pomana Porcului, cu oala plină cu sarmale și așa mai departe. Cert este că la cum se vede la televizor și am mai văzut și eu pe la Barcelona jucători cu masă musculară prin Germania, hai să fim serioși că între țesut adipos și masă musculară e diferență mare. Mare de tot chiar. Iar Marcovici când își dă tricoul jos și de cele mai multe ori și cu tricoul pe el, nu arată a fotbalist de primă divizie, nici măcar de divizia B. Deci ai senzația că îl vezi pe unul, dacă îl vezi din spate să întunecă ecranul că are shortul cu 3 de X și un L, iar când îl vezi din lateral așa să vă colocei câteodată. Așa că, da, e un tânăr cu calități, e un tânăr de perspectivă, e un tânăr care ar putea juca mult mai mult, ar putea juca mult mai mult dacă ar fi în primul rând fizic cum trebuie. Că chiar am purtat discuția asta și dimineață. Domne, ar trebui clubul să se îngrijească mai mult de el? Nu, mă, n-ar trebui niciun club să se îngrijească de el, că nu e clubul nu e pe post de bonă sau de psiholog sau de nutriționist sau de nu. Clubul îi asigură un salariu, are un contract, e plătit, este. E profesionist, este. Păi trebuie să se descurce, mă, de ce trebuie clubul, că de-aia toți când pleacă afară să întorc după 3 meciuri și 5 săptămâni cu coada între picioare. Că să ia reci, că sunt înghețați, că nu-i bagă în seamă, că bă, nu e obligația lor să-i bage în seamă. Noi îi pupăm atâta în mamă, Marcovici, Marcovici zici că e vreun cămătar. Nu e nimic Marcovici, ca Marcovici mai sunt o grămadă care n-au avut șansa să antreneze cu prima echipă a Craiovei, care n-au avut șansa să fie atât de mediatizați, care n-au avut șansa să mănânce atât de bine ca Marcovici și nu-i bagă nimeni în seamă. Că poate n-au avut impresar, că poate N motive. De ce trebuie Marcovici cocoloșit? Bă, băiatule, ești profesionist, ai contract, ai salariu, ai casă, ai un să te antrenezi, ai... Păi descurcă-te, bă. Angajează-ți, bă, nutriționist. Din banii aia puțin, dacă-ți puțin care e de la Craiova, angajează-ți un nutriționist. Nu-ți permiți? Du-te la doctorul de la echipă și spune: băi, doctore, păi sunt gras ca porcul. Ce facem? Dă-mi o dietă, fă-mi meniu separat, că după antrenament fotbaliștii Craiovei mănâncă în grup, organizat. Bă, doctore, mie nu mai îmi da, fă-mi
ceva separat. Dăm ceva să mănânc separat. Dăm și pentru meniu, pentru cină, pentru ziua liberă. Dar asta trebuie să respecti. A, lasă-mă că merge o șaurma, că nu mă vede doctorul. Păi nu te vede doctorul, te văd 20.000 pe Oblemenco. Te văd 20.000 cum bubuie șortul pe tine. A, că a dat un gol și o bară. Bravo lui! Încă le mai dă că e tinerețe, aduce organismul. Să nu-și rupă vreun genunchi, ferească Dumnezeu, că și genunchia câte kilograme în plus să țină. Mai ales că e un jucător de forță. Intră în dueluri, protejează, când sare la cap, vai genunchea când aterizează. Dar haide cu cocoloșitul ăsta că prea, aolo, dar de ce nu, dar de ce să, dar să-l ia mă Regen Caf acasă, că Marcovic e Messi. Impresarul care l-are și ia comision din salariul lui Marcovic, da? Sau el, dacă n-are impresar, să abțină de la mâncare, să-și găsească un profesionist să-i ghideze pașii, adică un nutriționist să-i spună, bă băiatule, trebuie să mănânci dimineață avocado cu cremă de brânză slabă, de vaci sau de vacă sau de bou, de struț, de orice, la prânz după antrenament, în cazul în care ai antrenament dimineață, mănânci asta, dacă n-ai antrenament, mănânci astălaltă, după amiază mănânci la cină asta dacă ai avut antrenament, asta dacă nu ai, mai ai un baton caloric, proteic și nu mai știu care să-l iei dacă dă foame în tine și crăb de foame, trebuie să mănânci asta, trebuie să mănânci asta, uite când ai zi liberă de după meci, mănânci asta, imediat după meci mănânci asta, nu așa, lasă-mă să mâncăm pizza că mănâncă toată lumea. Păi pizza poate să mănânce Andrei Ivan, că îl ajută fizicul să mănânce o felie de pizza după meci. Marcovic, dacă îi dai o pizza după meci, a slăbit un kil la meci, să îngrașe trei după. De ce nu vorbim de Rare și Lie mai mult? Că 18-19 ani, gol, pasă de gol, titular la Rapid și nu-l mai cocoloșește nimeni. Nu e nici gras, nu e nici în niciun fel. Păi, mama, atâta, toată lumea a luat o razna după un gol și o bară cu Marcovic, care Marcovic și anul trecut era la mai gras. Și toată lumea, Marcovic în sus, Martu, de ce nu vorbim de ăla, de nepotul lui Ilie Balaci, de Trică? Păi și ăla e tânăr, are, e mult mai tânăr ca ăsta. Ăla are 16 ani, 17 ani copilul ăla, câți o avea, și până în 18 ani. Păi de ce nu vorbim de ăla, că și ăla a intrat și a dat gol cu capul, cu Dinam. Păi și ăla, de ăla chiar putem să-i dăm exemplu lui Marcovici, că era de două ori mai gras ca Marcovici. Și acum arată fotbalist neamț sau austriac. Păi să-i dăm pe copilul lui Trică, nepotul lui Ilie Bala, să-i dăm exemplu lui Marcovici. Că am văzut niște poze și ziceai că e la sumo băiețelul, când era mai mic. Acum când îl vezi, zici că e Bundesliga. 18 ani. Tot la Craiova. Păi dați-l mă pe la exemplu. Să-i dea nutriționistul cu care a lucrat și lui Marcovici. Marcovici l-a luat și la echipa națională. L-au luat cei pricepuți. Cei... Păi ce vrem, o motivație mai mare ca asta? Să ajungi la echipa națională așa. Să pice norocul din cer. Că Marcovici nu-i vreun cămătar. Să mă ierte Dumnezeu. Că la echipa națională, dacă ai dat o bară și jumătate gol, gata, ești convocat. Poți să ai 7 kg în plus, că n-are nimic, că n-a mai avut ăștia gen buldozer așa. De... Păi e tank, nu e buldozer. Tank anti-adversari.
Aco ghidonează bine, că are execuții, păi are, dar dacă are 10 kg în plus, eu cred că ar fi mult mai bun Markovic să aibă greutatea optimă. Și nu mai e început de campionat, mai sunt 4-5 câteva meciuri și să termină. Păi dacă pleacă în vacanță, când se întoarce, se întoarce butoi. Se întoarce cu 7-8 kg în plus. Dacă durează vacanța vreo 3-4 săptămâni și rupe litoralul sau pe la Turci și Orma în două, păi când se întoarce direct o să fie echipa de rugby. Nu știu dacă la Craiova se joacă și rugby. Dacă au secție de rugby, n-am auzit, dar s-ar putea să aibă. Așa că azi să vorbim de ăștia care n-or fi ei atât de fotbaliști cum toată lumea îl vede pe Markovic sau aproape toată lumea, dar măcar arată fotbaliști. Rare și Lie, Petrila și au rezultate și cifre, cred că, mai bune decât, cel puțin Rare și Lie, sigur are cifre și minute mult mai multe decât Markovic. Iar Petrila, hai să luăm pe Petrila de anul trecut și să-l comparăm cu Markovic tot de anul trecut, când juca pe la Clincen sau acum un an și ceva. Să vedem care are cifrele mai bune, eu cred că tot Petrila. Așa că, ok, sunt tineri, trebuie ajutați, trebuie promovați, trebuie înțeleși, dar până la un anumit punct. Dar aici, până a fi gras în ultimii 2 ani și tu nici n-ai împlinit 20 de ani și tot persiști în, să nu zic cuvântul, bă, înseamnă că ori nu te ajută capul, ori nu înțelegi și atunci dacă nu înțelegi, n-ai ce să cauți. Du-te, prietene, la divizia C, să mănânci mici după meci, să bei două beri, du-te pe la divizia B unde nu-i niciun obiectiv și iei banii odată la 4 luni sau nu iei deloc și atunci aia e. Bă, a divizia A nu e loc de șaormari și de bucătari, că și așa suntem vai de capul nostru. Când am mai auzit și declarația cu mama, aștept să mă cheme la echipa națională, dă sumă poate. La echipa națională, primul criteriu cred că ar trebui să fie la echipa națională să ai greutatea optimă. După aceea să joci la echipa de club, meci de meci, să ai calitate și continuitate, să marchezi că ești atacant și pe urmă te poți gândi la echipa națională. Nu cu 8 kg în plus, un gol și o bară. Dar să sperăm că Markovic va reuși să piardă pe drum kilogramele în plus, să dea 35 de goluri, Doamne ajută, eu cred că 35 de goluri un atacant n-o să dea în România în toate competițiile în care a angrenat echipa lui nici în următorii 10 ani. Și nici dacă joacă etapă de etapă contra Clinceniului și lui Gazmetan Mediaș. A celor de la Gazmetan Mediaș nu cred că poate vreunul să marcheze 35 de goluri. Dacă noi când dă unul vreo 15 goluri, mamă, și 15 goluri sunt multe în România. Mamă, suntem atât de fericiți. Păi să ajungi la 35, 15 ori, încă o dată 15 și încă o dată 15 și faci vreo 45. Păi, hai că să dai 35 de goluri în România, cred că e imposibil la ce atacanți avem și indiferent ce fundași vor fi de acum încolo. Acolo, și așa, a jucat puțin, un 10-15 goluri, bă, la o echipă care să bate sus acolo la primele 6, e realizabil. Dar de aici până la 35, asta înseamnă că echipele noastre n-au ele foarte multe meciuri în cupele europene, în cupă să cam rătăcesc repede. Păi asta înseamnă o medie de aproape un gol pe meci, că mai apare o suspendare, mai apare o accidentare, mai adică să dai 35 de goluri, trebuie să joci minim 35 de meciuri.
și să-l joci meciul ăla. Așa cred că a fost puțin euforic domnul Rotaru, dar are tot interesul să-i facă și puțină publicitate, să mai zică câte ceva, că dacă se va vinde, dar nu se va vinde, pentru că ăia afară nu cumpără bucătari. Ăia afară, dacă l-au văzut doar cum arată, nu-i mai interesează nimic. Și aduceți-vă aminte declarațiile celor de la Sevilla în momentul când îl transferă pe Raul Rusescu. Și n-avea, venea și după accidentare, nu? Și n-arăta ca Marcovici. Și i-au pus ștampila din prima. Și pe vremea aia încă să mai putea ajunge așa, că ăla Rusescu juca pe la echipa națională, juca prin cupele europene cu Steaua, dădea goluri, mai făcea și faza defensivă, mai băga câte o alunecare, adică diferență mare. Dar Doamne ajută să facă Marcovici să dea 53 de goluri, nu 35 de goluri, să ne încânte cu execuțiile și cu evoluțiile lui. Craiova să câștige campionatul cu Marcovici 50 de goluri, să dea vreo 5, 7, 10 goluri și pe la echipa națională, să ajungă la unde vrea el. Baftă și puțin bulan. În rest, rămâneți oameni și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vom mânca și noi ceva.